de oaspeți? Astăzi, 30 septembrie, o zi foarte importantă în viața dumneavoastră, căci anume astăzi ați venit aici în fața nașilor, în fața părinților, în fața rudelor, pentru a spune un ferm da. Astăzi vă jurați dragostea, vă jurați fidelitatea. Chiar și cerurile și-au strâns toate puterile și-au trimis pe pământ mii de raze aurii dătătoare de viață. Nouă, muritorilor de rând, nu ne rămâne decât să trimitem ruci cerului, să vă dea tot binele din lume, în familia nouă-nouguța dumneavoastră să domnească sănătatea, pacea, compasiunea. Și se spune că într-o familie bărbatul este capul, dar să știți că femeia este coroana. Și, drag Mire, uite bine la miresuica ta. Dacă ceva nu-ți va plăcea la ea, să nu spui nimănui, dar să o faci așa cum îți place ție. Și atunci va plăcea la întreaga lume. Casă de piatră dumneavoastră vă dorim. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți, cine a solicitat felicitarea? Dacă sincer, și ei noi care am mulți prieteni, cred că sunt scotare, și adică mulți prieteni, pentru că sunt prieteni, dacă sunt prieteni, dar nu are. Haideți să vedem! Țineți aici un suport financiar. Avem o minunată floricică, ca și miresuica noastră frumușică. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Scumpii noștri, Sanda și Ion, dragostea este cel mai frumos lucru care leagă doi oameni. Astăzi a venit o zi mare, când ați devenit soț și soție. În cea mai frumoasă zi din viața voastră, suntem alături de voi cu inima și cu gândul și vă urăm numai dragoste armonioasă în drumul vieții, casă de piatră și mulți copii. Să vă iubiți mereu ca în această zi minunată și să aveți o viață plină de visuri și împliniri împreună. Va veni vremea când veți întâmpina dificultăți în viață. Atunci când vor apărea acestea, amintiți-vă de iubirea care v-a adus în fața altarului și întindeți o mână unul celuilalt. Vă urăm drum bun și neted, dar și cu puține obstacole, ca să puteți prețui ceea ce aveți. Felicitări cu acest frumos prilej, nașterea familiei voastre. Este o muncă colosală ceea ce ați reușit să faceți. Vă urăm să aveți parte de multă fericire, încredere, prosperitate, bucurie și armonie. Să vă fiți un sprijin în toate, să vă respectați și să construiți o poveste cu un final magic. Fiți un exemplu pentru cei din jur. Noi vă ducem dorul și vă iubim mult. Azi noi cântăm dragostea voastră. De azi nu mai există tu ori eu. Astăzi sunteți mire și mireasă în fața noastră și a lui Dumnezeu. De azi veți respira același aer, veți fi un suflet și un gând. Noi vă dorim să aveți în nouă cale belșug, noroc și multe, multe bucurii. Vă dorim o viață frumoasă, să fiți o familie armonioasă, zile fericite, nopți fierbinți, copilași deștepți și cuminți. Vă dorim să vă susțineți mereu, să fiți împreună la bine și la greu, să fiți toată viața un suflet și un gând și să aveți tot ce-i mai bun pe acest pământ. Cu mult drag, Șamic și Beatricea, felicitări! Știți, prin intermediul nostru, cred că sunt și ei, aici, lângă dumneavoastră. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Mersi, foarte plăcut și adică cum. Ne-am așteptat la mulți, adică totuși la ei e deosebit. Mersi mult și cred că a ajuns ziua când ne-am întâlnit și nu s-a urmat și o sărbătorit totuși. Sărbătoarea de azi. Îmi pare rău că ești departe, adică eu am departat, alea că nu puteam fi la loc, dar azi, odată mersi mult și numai bine.
что в этом зале есть еще одна замечательная женщина, которая сегодня празднует свое день рождения. Наталья, можете подойти? Разрешите поздравить вас с этим прекрасным днем. Желаем вам много-много здоровья, счастья, благополучия, чтобы вас всегда окружали честные, добрые люди и верные друзья, а близкие, чтобы всегда были рядом. Мы предоставляем услуги сюрпризы для вас. Как вы думаете, от кого поздравления? Лучше, наверное. Сейчас узнаем. У нас для вас есть подарочки. Держите. Это для вас. Конечно, у нас есть поздравления. Наша дорогая Наталья, мы поздравляем тебя с днем рождения. И в этот прекрасный день желаем тебе любви, радости и огромного счастья в жизни. Пусть тебя всегда берегает удача, чтобы твои глаза светились радостью победы и неугасимой надеждой. Пусть эта надежда подарит тебе исполнение самой желанной мечты, которая обязательно поведет за собой появление новой. Будь всегда такой же красивой, улыбчивой, отзывчивой и вообще самой лучшей. Пусть любовь накроет твою жизнь цветочным покрывалом и подарит тебе истинное, волшебное и постоянное счастье, которое будут излучать доброту и свет в твоем доме. И пусть оно никогда не покидает твоего сердца. Желаем тебе не болеть, не стареть, не огорчаться, не сердиться, не переживать по пустякам и искренне радоваться жизни. Пусть жизнь твоя будет полна достатка, любви родных, блага и удачи. Пусть каждый день тебя встречает с хорошим настроением и добрым подарком судьбы. Мы вас всех любим и сильно скучаем. С наилучшими пожеланиями от Шамиля и Беатричи. Поздравляем! Ну, конечно, и у вас найдутся слова для ваших очаровательных любимых. Спасибо, наши дорогие. Мы очень любим, скучаем, ждем с нетерпением нашей встречи. И дай Бог всем здоровья и счастья молодым. Чем айскуме, сатраяскаву маджата, ностра, шимири и ностри, да кампутя лямда, каса, черу, суарели, стражеру, ляганул винтул, ярмаса, пământул. Амар, латинери!